cresca chance există pentru toată, pentru toată lumea. Deci șanse există pentru toată lumea, cine este candidat, poate că cineva intră dintr-un județ unde nici nu a reușit să acumuleze jumătate plus unul dintre voturi. Depinde de alegător, șansa noastră. Succesul nostru este succesul alegătorilor. Gândul meu este, mă gândesc că alegătorii au încredere în mine, au încredere în experiența mea dobândită din de 8 ani la Consiliul Județean și se gândesc să mă trimită la Parlament. Dumneavoastră, pentru ce anume? E normal, nu? Eu am votat pentru ce? Ce sperați să se schimbe? Anume, că la Leaua rămâne în Parlament și că se vor schimba în următorii 4 ani multe, pentru că se va modifica Constituția, se vor modifica unele legi și Europa se va transforma într-o Europa federală și la asta trebuie să aducem Constituția. Ce veți face dacă nu veți intra în Parlament? Rămân la Consiliul Județean și lucrez. Până ce decid eu. Credeți că ce procent au? Eu sper că la nivelul municipiului Târgu Mureș, că de asta vorbim, nu la nivelul județului, vom obține un procent foarte bun. Unii vor obține 50% plus 1, iar alții vor fi foarte aproape ca la redistribuire să poate să intre.